ziua! Noi suntem de la Edith Ocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Am venit căci cunoaștem că astăzi sărbătoriți un frumos jubileu. Și cu acest prilej, cineva ne-a solicitat o surpriză. Ca să vă aducem această corabie cu flori și șampanie pentru dumneavoastră, ca să aveți o zi de naștere mai specială de jubileu. Și vrem să vă întrebăm, intuiția ce vă spune, din partea cui poate fi această surpriză? La Edith Ocnița. Dar nouă cineva ne-a telefonat și a solicitat. Cine poate fi? Păi, poți fi bă soția, poți fi bă sora soției, mult iubita mea cumnată, poți fi cumnatul meu, poți fi vărul meu. Nu import cine, principalul că e o persoană garantată, apropiată, de suflet, de mine, de familia mea și îmi face bucurie. Și ori fi cine n-ar fi, oricum eu mulțumesc și să fiți atunci cu toții. Și dumneavoastră de asemenea. Asta-i. Vrem să vă spunem că această surpriză este din partea celor care vă iubesc cel mai mult. Ascultați și mesajul. La mulți ani, scumpul nostru, tată. Suntem departe de casă, însă, azi de ziua ta, toate gândurile noastre, încărcate cu urări de bine, se îndreaptă spre tine, scumpul nostru, tătic. Prin această surpriză, noi vrem să-ți aducem o părticică de dragoste, mulțumire și recunoștința noastră pentru tine, pentru tot ce faci pentru noi, ai tăi copii. Noi te iubim foarte mult. Să știi că cuvintele nu pot reda în acest mesaj ceea ce simțim și vrem să-ți spunem. Ești cel mai superb tată din lume. Să ne fii sănătos, plin de putere și cu sufletul împăcat de toate realizările din viață. Inima să-ți fie încălzită de multe bucurii din partea noastră. Acest mesaj este semnat de Dorin din Olanda și Lucian, care a venit din România. Ce le spuneți? Păi să spun, băieți, sunt bucuros mult de dânsă și mă mândresc cu dânsă și le mulțumesc din suflet. Ei știu chestia asta și eu tot o știu bine, că băieții pentru mine sunt familia mea, tot, ea, soția, apropiații. Da, le mulțumesc, nici nu mă mir că fac așa un gest, că mă rog, asta și-am cultivat până acum. Siguranță, vrem să vă rugăm, poate transmiteți ceva ficiorului dumneavoastră, mi-e spuneți cum sărbătoriți, ce faceți. Păi da, cum dorim, să fii sănătos, dorim, mulțumim și asemenea, adică în personal ție pentru gestul tău frumos. Eu știu că tu întotdeauna ai fost atent. Fii sănătos, mulțumesc, dorim el, nu lasa mâini în jos, niciodată, cât n-ar fi de grea situația, mergi înainte, fiindcă ai să izbândești. Ai să faci fața de lucrurile că întotdeauna le-ai făcut. Da, așa băieța am eu și mă mândresc. Păi și el are... Vreau să zic și eu un cuvânt din partea mea, față în față. Astăzi este o zi specială când ai mai adăugat un trandafir în buchetul vieții tale. Îți urez din inimă să ai parte de tot ce îți dorești, de iubire, de bucurii, de suflet, de lumină în suflet, de o gândire senină și speranță într-un viitor mai bun. Dacă viața nu întotdeauna îți oferă tot ce îți dorești, dacă uneori cei pe care îi iubești te supără, să ierți și să uiți și îți doresc să zâmbești alături de noi, cei care astăzi îți urăm la mulți ani. Așa la tot la o zi de naștere mea, vin băieții mei la mine și mi-aduc o mică două. Adică merge vorba acolo că doi vulturi s-au arsat pe un trunchi gros. Da, la mine Piciu e mai diplomat și el spune, tată, uite, asta ești tu, dar ăștia suntem noi. Și tu ne ții pe noi. Dar noi avem aripi să zburăm. Așa întotdeauna. Eu vă mulțumesc mult pentru atenția care o faceți pentru toți cei care solicită această plăcere, această surpriză. Și într-adevăr este o surpriză, fiindcă ceva însinuiam eu, dar nu chiar atât. Le mulțumesc copiilor mei. Și iubesc foarte mult. Dacă aș spune cât de mult iubește o mamă, cred că ar fi prea puține cuvinte în lumea aceasta. Fiindcă ceea ce este în sufletul mamei nu se poate de redat în cuvinte. Cam asta vreau să spun. Și copiii mei sunt viața mea. Îi iubesc foarte mult. Am copii educați. Și le mulțumesc foarte mult ce au făcut pentru tăticul lor. Și vă mulțumesc dumneavoastră pentru surprizele care mi le faceți. Surpriza este surpriză. Scumpul mamei ficior, mama îți dorește tot binele de pe lume. În primul rând, sănătate, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu numai bucurii și
drumul tău să-ți fie prisurat numai cu flori. Și florile astea care le-ai crescut, le-ai născut tu, să-ți aducă numai bucurii, să-ți iubești familia, să-ți iubești soția, ai tot ce trebuie la un om să fie fericit. Mama îți dorește 100 de ani din partea mea și restul cât îmi ai la tu. Mulțumesc. Nu, la mine e programat 96. Dragul meu soț, mă folosesc și eu de ocazia la copiii noștri și vreau să spun și eu câteva cuvinte calde. Astăzi este o sărbătoare nu numai pentru tine, dar și pentru noi. Și ai ajuns într-un timp frumos când trebuie să numeri sau să meditezi, adică ce ai făcut bine și ce ai făcut rău în viața ta. Și eu m-am stăruit mult să fiu alături de tine, să te, adică să mă protejez, că mi-ai fost un suport puternic și la bine și la rău. Și vreau ca la această dată rotundă, măcar cât de cât, să fac o părticică bună, să fac o părticică pozitivă în viața ta. Pentru că asta am putut să fac pentru tine până acum, dar dacă nu am putut, mai mult să mă ierți. O felicitare și mă bucur mult că ești lângă mine. Să mulțumesc întotdeauna. Nu numai eu ți-am fost sprijin, dar mi-ai fost și tu cel mai principal sprijin. Și toate clipile cele bune și rele și mai frumoase și mai cum sunt, cum a spus preotul la comunie, ne-am trecut împreună. De atâta eu îți mulțumesc, sunt foarte mulțumit Domnul și cum spun soarte că am ajuns la ziua asta de azi și clar că vreau mai pe una să mergem mai departe, mulți, mulți ani înainte. Da, Dumnezeu știe și vorbește toate. Acum, la vârsta asta, nu îmi cer voie să te pup, te pup singur, fiindcă am prioritate în fața ta. Așa, da. Să cinstesc această cupă de șampanie, te pup. Hai, să fii sănătos. Și vreau să-ți aduc în dar, din sufletul meu, din tot sufletul meu, un buchet de flori, adică din trandafiri care sunt... I-am numărat să nu-ți fac probleme să-l numeri tu. Sunt 101. Atâția ani îți dăruiesc în viața ta mai departe. Să fii sănătos. Și mulți ani. Hai, să fii sănătos. Hai, cum fie odată. Așa. Cet. Iată, deja aveți 5 decenii la destinul vieții. Cum credeți? Ce este cel mai important pentru fericire? Important sunt multe. Important că pe lume zboară păsările. Important că dimineață se aprind zorile. Important că vezi zâmbetul copilului, important vezi că vezi prospețimea rouă de dimineață, ca asta am vrut să spun, și tot știi împojoară, zi de zi, e fiecare zi importantă. Nu există ceva care să nu fie important. Absolut tot e important. Nu poți să diferi, fiindcă viața e un lucru foarte complicat, dar cum se știe, toate lucrurile complicate sunt formate din lucruri mărunte, mici. Și că toate aceste lucruri mărunte, mici, fac o viață și totul e important. Asta e părerea mea. Fiecare clipă e scumpă. Fiecare. Tăicuțule bun și scump, m-am întors pe-al meu pământ, mă. Și-am venit de ziua ta ca să-ți mânc inima, mă. Vin din zări îndepărtate să-ți unesc sănătate. La cei 55 de ani să-ți spun tată la mulți ani, mă. Știu că ți-a fost greu și dor de-al tău prinț rătăcitor, mă. Și mai știu la fel de bine că sunt totul pentru tine. Dar cum cânți așa și este, omul din soartă nu iese. Poate așa mi-a fost dat mie, să trăiesc în pribegie. Mânat de-al meu Dumnezeu, m-am întors, tăicuțul meu, mă. Că mi-e sufletul mâhnit, știind că te-am necăjit, mă. Am venit cu gând curat să vezi că nu te-am uitat, să-ți spun cât te prețuiesc și cât de mult te iubesc, mă. N-am uitat copilăria,
amarul și bucuria. Și cum tată să te uit când pentru mine ești sfânt, mă. Mi-ai dat minte și povață, dar eu vreau juros în viață. Mai sunt de mult copil și urmez al meu destin, mă.